Mai multă ordine pe piața imobiliară din Republica Moldova, deputații PAS au anunțat joi un nou proiect de lege care va permite cumpărătorului să aibă acces la toată informația despre imobilul pe care vrea să-l cumpere și să poată vedea dacă agentul imobiliar este unul de încredere sau nu, evitând în așa mod o schemă de fraudă sau înșelătorie. Aleșii susțin că noul proiect de lege urmează să reglementeze activitatea agenților imobiliari din țară. Conform datelor statistice, doar în Chișinău, în medie, pe an, se vând 20.000 de apartamente și case, iar 60% din aceste tranzacții se fac cu ajutorul unor agenți imobiliari. Volumul investițiilor doar în apartamente noi, în Chișinău, în 2023, este de 490 de milioane de euro. Domeniul imobiliar, deci, este o ramură foarte importantă în economia țării, iar cetățenii noștri care muncesc o viață pentru a-și procura o casă, trebuie să primească servicii de calitate când își procură acea casă. Reglementarea activității agenților imobiliari este o necesitate și este justificată de obiective de interes public, susțin deputații PAS. Potrivit aleșilor, legea va defini foarte clar cerințele, drepturile și responsabilitățile agentului imobiliar. Un prim aspect al legii ține de procedura de autorizare a agenților imobiliari. Aceștia vor trebui să urmeze un curs de pregătire profesională în vederea dobândirii calității de agent imobiliar profesionist. 2. Agentul imobiliar va obține un certificat sau o autorizație de prestare a serviciilor de intermediere imobiliară, în baza căruia va putea activa. Proiectul prevede crearea registrului electronic al agenților imobiliari. În așa mod, fiecare cetățean va putea verifica dacă persoana care îi oferă servicii de intermediere este autorizată sau nu. Mai mult, deputații PAS vor crea un registru electronic și al tranzacțiilor imobiliare. Acesta va fi public într-o anumită formă pentru a crește transparența acestor tranzacții. Proiectul de lege prevede sancțiuni, dar și circumstanțele în care o persoană poate pierde calitatea de agent economic. Agenții imobiliari susțin că cel mai mult vor avea de suferit în urma adoptării acestei legi agenții care lucrează direct cu proprietarii de locuințe. La noi piața imobiliară încă nu este maturizată și cred că este un pas să maturizeze în primul rând vânzătorii, de fapt în primul rând agenții, în așa fel încât să reușească să negocieze cu vânzătorii să fie mult mai transparenți atunci când vor să-și vândă proprietățile. Ceea ce la ziua de azi este una din cele mai mari probleme, pentru că la noi proprietarii, vânzătorii sunt deprinși să lucreze neoficial cu agenții, fără să încheie un contract cu dânsii de reprezentare exclusivă. Dar având o legislație care ar impune lucrurile date, probabil că deja nici vânzători, adică și vânzătorii la rândul lor vor înțelege că este o nouă modalitate și trebuie să ne conformăm. Proiectul de lege urmează să ajungă la guvern pentru consultații și aprobare.